Cei mai buni 77 de studenți și elevi din Republica Moldova vor avea parte de bursă de merit. Guvernul a aprobat listele tinerilor care vor beneficia de bursa președintelui, bursa Republicii, cea a guvernului și bursa Gaudamus. Valoarea acestora variază între 1600 și 965 de lei. Una din bursele care urmează să fie acordate celor mai buni studenți este cea a președintelui. La concurs au fost depuse dosarele a 23 de studenți de la 13 universități și 20 de dosare ale elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar. În final au fost selectați 15 candidați, 10 tineri încadrați în procesul de studii universitare care vor beneficia de burse în sumă de 1455 de lei și 5 din învățământul profesional tehnic. Ei vor primi burse în valoare de 1130 de lei. De asemenea, guvernul a aprobat și lista altor 52 de câștigători ai burselor de merit dintr-un total de 82 de candidați. Astfel, pentru bursa Republicii au fost selectați 12 beneficiari, valoarea premiului fiind de 1600 de lei, de bursa guvernului în valoarea de 1335 de lei vor beneficia 30 de studenți, iar bursa Gaudeamus va fi acordată pentru 20 de tineri, suma fiind de 965 de lei. Listele candidaților la bursele de merit au fost aprobate în cadrul senatelor instituțiilor de învățământ superior și consiliilor profesorale ale instituțiilor de învățământ profesional tehnic post secundar. La concurs au participat studenții care au obținut în anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară numai mică de 9,5 puncte în profilurile de studii.